Pacea Domnului, bine ați venit în locașul de închinare al Lui Dumnezeu, unde prin Harul Lui Dumnezeu vom deschide serviciul divin al școlii de sabat prin imnul 696. Din nou sărat o dimineață. Mulțumim, Tată din Cer Sus, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru clipele acestea pe care putem să le petrecem împreună cu Tine, pentru îndemnul pe care ni l-ai dat ca în acest Sabat Sfânt să fim aici cu toții. Gândurile noastre le punem în fața Ta, inimile noastre le punem în mâna Ta, Tu să Te îngrijești ca ele să primească doar cuvântul Tău, să-i inspiri pe vorbitori, să faci ca aceste cuvinte să ne fie o normă de conducere în viața de zi cu zi, iar noi să fim lumini pentru cei cu care venim în contact și cei care privesc la noi și poate noi nu știm. Ajută, Doamne, și școala de sabat, învățăturile să fie după așa cum dorești Tu, Tu să fii învățătorul nostru, noi să fim elevii Tăi la picioarele Tale și aceste cuvinte să le ducem cu noi ca normă de conducere în viețile noastre, să ne modelezi viețile noastre prin Duhul Tău cel Sfânt, să binecuvintezi pe toți care se închină astăzi în Sabatul Tău cel Sfânt de pretutindeni și pe cei care n-au putut să vină împreună cu noi, nu știm motivele lor, să-i binecuvintezi Tu acasă, în spitale, pe drum și oriunde sunt, Doamne Iisuse, mâna Ta atotputernică să fie întinsă peste ei, să simtă prezența Ta în inimile lor și bunătatea Ta și vindecarea Ta, să ne întâlnim din nou unii cu alții și când Tu vei veni pe norii cerului, să fim, Doamne, în ceata celor mântuiți. În numele Lui Iisus Te-am rugat și îți mulțumim, facă-se voia Ta. Amin. Pacea Domnului și bine ne-am întâlnit în casa Lui. Aș putea să încep așa, câștigător, personajul care este câștigător în ianuarie este Levi Matei. De ce spun asta? Pentru că cu ceva timp în urmă l-am cunoscut, iar materialul de astăzi aș vrea să vină ca o completare sau poate să vedem o altă sau dintr-o altă perspectivă, să-l vedem. De pildă, cine ar fi crezut acum 2000 de ani că un perceptor de taxe evreu
vândut autorităților romane de ocupație, va ajunge să scrie cea mai citită carte din istorie. Pentru că trebuie să recunoaștem că dacă am fi trăit în Palestina primului secol, cu greu ne-am fi dat seama și am fi crezut că Vameșul Matei avea să scrie un bestseller al tuturor timpurilor, Evanghelia care îi poartă numele, pentru că este cea mai citită carte din întreaga Biblie, ca și cea mai citită din întreaga lume. Puțin despre omul Levi Matei. Biblia ne dă foarte puține detalii despre el. Toate rapoartele în legătură cu el se rezumă la momentul chemării în slujbă, în slujba lui Isus, în Matei 9, capitolele 9 la 13. Totuși, în ciuda lipsei informațiilor legate de viața sa și de activitatea sa, aflăm una dintre caracteristicile sale de bază și o calitate, modestia. Matei este unul dintre anonimii celebri, anonim și disprețuit de oameni, dar celebru în ochii cerului. Ca intelect, Matei trebuie să fi fost un om foarte bine pregătit. Meseria lui cunoștea foarte bine limbile de circulație, cerea cunoașterea limbilor de circulație în acea vreme. Ebraica, din punct de vedere al religiei, Matei era un practicant al religiei mozaice, un foarte bun cunoscător al scripturilor Vechiului Testament, pentru că în Evanghelia sa sunt destule date care reflectă acest lucru. Deși era un evreu închinător al lui Jehova, concetățenii săi, dar mai ales conducătorii religioși ai națiunii, îl considerau un apostaziat. Știți ce însemna aceasta pentru Matei? El nu avea nicio șansă la mântuire, fiind inclus pe lista neagră a desfrânaților și păcătoșilor. Ca profesie, lucrurile sunt și mai clare. Matei era un vameș și asta spune tot. Fac doar un exercițiu de imaginație să simt ce simțea acest om pe care îl cunoaștem ca fiind deosebit de sensibil, trăind într-o societate care îl... El în Evanghelia sa folosește câteva expresii care le dau disprețul profund al contemporanilor săi. Ca un păgân și ca un vameș, vameșii și desfrânatele, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Cum a avut loc chemarea? Când citim relatarea Evangheliilor cu privire la chemarea lui Levi Matei la ucenicie, avem senzația, dar o numesc doar senzație, că totul s-a produs doar în câteva secunde. Matei apare ca hipnotizat în prezența Mântuitorului și, deși nu l-a văzut și auzit niciodată pe Iisus, lasă totul și-l urmează. Un gest de gravă imprudență, nu-i așa? Cum să-ți părăsești rostul și să te duci după un necunoscut? La data chemării în slujba lui, știm că slujba lui Iisus, Matei lucra în Capernaum, cetate din Galileea, situată pe țărmul occidental al Mării Galilei. Ce toate acestea amănunte? Pentru că ele ne întăresc convingerea că la data chemării sale, Matei trebuie să fie auzit de lucrarea lui Iisus în Iudeea, apoi și în Galileea. Duhul Sfânt lucra la inima sa, arătându-i cât era de gol sufletește și cât era de nefericit în ciuda bogăției pe care o deținea. Ar fi vrut să se apropie de el, dar Matei cunoștea bine exclusivismul și mândria rabinilor. Avusese de nenumărate ori de a face cu purtarea lor distantă, ceea ce îl făcea să se întrebe: oare și Iisus era la fel? Îl va accepta în preajmă pe el un vameș? Să nu uităm că Matei era evreu și avea o mulțime de prejudecăți cu privire la Mesia. Auzind despre lucrarea lui Iisus și poate auzindu-l predicând, Matei se hotărăște să restudieze scripturile pentru a verifica cele descoperite cu privire la Mesia. Începe să se roage mai profund, simțind că ceva trebuie să se întâmple în viața lui neîmplinită și fericită și nefericită. În măsură ce studiază scriptura, golul sufletesc devine tot mai mare, iar simțământul păcătoșeniei crește de la o zi la alta. Își vede necinstea, abuzurile și păcatul în toată goliciunea lui și recunoaște în forul său interior că merită din plin ocarea și disprețul societății. Strigă la Dumnezeu după mântuire, așteaptă un răspuns, dar nu știe nici cine, nici când, nici modul în care va primi acest ajutor. Ce s-a întâmplat în ziua chemării lui Matei cu câteva ore înainte? Aflăm chiar de la viitorul evanghelist, atunci când relatează despre vindecarea paraliticului din Capernaum.
Cei ce fuseseră martori vindecării paraliticului au ieșit imediat pe străzi povestind tuturor celor întâmplate. E firesc să credem că și Matei, aflat la postul său, la vamă, a aflat printre primii despre cele întâmplate în mod deosebit, problema pusă în discuție acolo. În mijlocul incertitudinilor de până atunci, Matei capătă de plină asigurare că Iisus era Mesia, trimisul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Așadar, doar Iisus putea să-i umple uriașul gol sufletesc. Matei avusese nevoie de un argument în plus și acest argument venise. Ieșind din casa unde îl vindecase pe paralitic, Iisus s-a îndreptat spre mare, însă drumul său trecea inevitabil prin fața oficiului vamal, în care lucra Matei. Să ne imaginăm puțin scena întâlnirii celor doi. Aflat în mijlocul documentelor de evidență vamală, Matei stătea îngândurat, meditând la evenimentele ce tocmai se întâmplaseră în Capernaum. Auzind pași îndreptându-se spre intrare, Matei își ridică privirea și vede dintr-o dată pe Iisus. Prima reacție este aceea de surprindere. Se așteptase ca Iisus să aibă aceeași privire rece și distantă ca rabinii iudei. Mereu îi fusese teamă de acest lucru și de aceea stătuse departe de ideea de a merge direct la Iisus. Dar iată că Iisus se afla acolo, în fața sa, întâlnirea. Ce contrast izbitor între ceea ce crezuse și ceea ce era în realitate. Privirea, zâmbetul, glasul acela dulce, asemănător celor mai alese melodii pe care le ascultase el vreodată. Toate acestea l-au copleșit pe bietul vameș. Din acest moment, Matei nu mai are nevoie de dovezi că Iisus este Mesia. Dovezile le cercetase înainte, comparând versetele biblice cu ceea ce știa despre lucrarea și învățăturile lui Iisus. Toate acestea însă nu reușiseră să-l determine la o predare totală. Ceea ce l-a determinat pe Matei să se predea complet a fost întâlnirea personală cu Iisus. În câteva clipe, Matei întrevede în persoana lui Iisus soluția tuturor frământărilor sale, răspunsul la toate rugăciunile sale arzătoare, obiectul tuturor căutărilor sale. Iisus este prima ființă care se apropie de el fără ură și dispreț, ci cu înțelegere și compasiune. În acest Iisus, Matei întrevede împlinirea deplină a existenței sale, dându-și seama că el era de fapt ceea ce căuta, ceea ce dorea, ceea ce aștepta. Iisus nu îi spune multe cuvinte lui Matei. Nu găsim în scurtul dialog dintre cei doi nici amenințări, nici porunci, nici argumente sau dezvinovățiri. Tu vino după mine. Matei lasă totul și îl urmează pe Mântuitorul. Hotărârea lui Matei de a-l urma pe Iisus a fost uriașă. Nu pentru că ar fi fost luată în câteva clipe. Această hotărâre a fost rodul unor lungi și nenumărate căutări, rugăciuni și frământări sufletești. Ea a fost uriașă pentru că Matei îl urmează pe Iisus fără să-l întrebe: Doamne, unde vom merge? Ce va fi cu mine? Ce va fi cu familia mea? Ce vor zice semenii mei dacă voi merge după tine? Deși disprețuit de toți, inima lui Matei nu mai bătea de mult pentru cele lumești. După chemarea sa, Matei a devenit unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai Mântuitorului. A simțit dragostea cerului revărsată asupra sa și a trăit până la moarte, moarte de martir, iubindu-și Mântuitorul. Mă întreb, dacă nu ar fi existat acea întâlnire personală cu Iisus, oare Matei ar fi găsit singur calea spre mântuire? Puțin probabil. Câtă nevoie avem de această întâlnire personală cu Domnul și Mântuitorul nostru. Cunoștințele noastre teologice nu ne vor putea niciodată înlocui experiența unei întâlniri personale cu El. Prieteniile noastre lumești nu vor putea niciodată ține locul prieteniei cu Iisus. Matei era vameș, cea mai disprețuită categorie a vremii și culturii în care trăia. Și cu toate acestea, Iisus a văzut în el un posibil moștenitor al împărăției cerurilor. Și atunci mă întreb, din nou, oare câte suflete sincere se află în mijlocul categoriilor celor mai disprețuite ale lumii noastre? Cine sunt eu ca să stabilesc cine? În spatele atâtor uniforme și titluri disprețuite de ochii noștri lumești, oare câte inimi nu bat în ritmul inimii lui Dumnezeu? Câte caractere puternice nu se ascund în anonimii lumii acesteia? Cât de des ne lăsăm înșelați în aprecierile noastre, încercând să îi clasificăm pe semenii noștri după aparențe, nu după esențe? Pentru ca să-L poată urma pe Iisus,
Matei a trebuit să renunțe la multe lucruri. Un serviciu comod, o relație bună cu autoritățile romane, o situație materială de invidiat. Tu și cu mine. La ce suntem dispuși să renunțăm? Dragostea adevărată cere întotdeauna sacrificii. De ce nu ar cere sacrificii și dragostea noastră pentru Dumnezeu? Amin. În scurte momente aș dori ca să ne grupăm câte două sau trei persoane și să ridicăm o rugăciune chiar pentru cei care, deși aparent lumea noi îi disprețuim, poate au căutările și frământările lor. Haideți să înălțăm o rugăciune pentru ei, să-L întâlnească pe Iisus și, de ce nu, poate chiar și pentru noi.
În continuare, urmează să studiem lecțiunea împreună cu instructorii pe care îi rog să ocupe grupele până la ora 11. Vă doresc un studiu plăcut. Amin.